jumătate din numărul merilor. Deci peri egal jumătate din numărul merilor. Iar butui egal un sfert un sfert din numărul perilor. Să vedem care e cel mai mic. În total sunt 26 de pori. Deci total egal 26 pomi. Cât sunt de fiecare categorie? De 6. Nu, hai să vedem, să gândim problema. Deci 10 și cu 16 27. Hai să vedem, de 5, 2 și 8 și 16, nu înțeleg nimic aici. 2 cu 8. Jumătate din numărul merilor. Deci, păi merii poate să fie... Cine sunt cei mai mulți? Mai întâi, hai să vedem așa. Cine sunt cei mai mulți? Butuii sunt cei mai mulți. Merii poate să fie din ce, motiv merii sunt jumătate? Din ce motiv că sunt mai cei mai mulți? Din motiv că perii sunt jumătate din meri. Deci merii sunt mai mulți. Dar între butui și meri, care sunt cei mai mulți? Meri. Tot meri, sigur că da. Și dar între butui și peri. Butui și peri? Da. Care sunt mai mulți? Peri. Tot peri, da? Așa. Atunci, noi printr-un segment o să reprezentăm pe cel mai mic. Care e cel mai mic? Butui. Sigur că da. Că am aflat că butui sunt cele mai puține. Deci, asta prin segmentul ăsta în butuile. Da, pentru un singur segment, butuici. Dedesubt perii, cât să spunem? Citim aici, gutui, un sfert din numărul perilor. Ce înseamnă că sunt un sfert? Perii de câte ori sunt mai mult? Mai mulți peri. De trei. Dacă sunt un sfert, ce înseamnă? Sfert a mai vorbit. Unul pe patru. Deci, unul pe patru. Așa înseamnă că perii sunt de câte ori mai mult decât butuile. Perii de câte ori mai mult decât butuile. Dacă sunt? De patru ori. De patru ori. Deci pentru peri, o să pun o dată de două ori butuile, de trei ori butuile, de patru ori butuile. Iată că am pus pentru peri. Exact. De un profesor. Și faptul că perii sunt jumătate din meri. Perii sunt jumătate din meri. Adică merii sunt de câte ori mai multe față de meri. La fel. Facem un segment așa, până la peri. Da? Și mai facem încă o dată segmentul. Și încă o dată segmentul ăla. Deci pentru meri, aș spune o dată și încă o dată. Deci pentru meri, un de două ori, da. Adică, ca să fie pentru toți prietenii noștri, punem exact cele segmente respective și știm că, în total, merii și perii și butuile, la un loc, sunt 26. Da? Sunt 26. Întrebarea este, cum aflăm câți meri, câți perii, câți butui sunt, da? Știm acest lucru. 16, 8 și 2. Dar de unde pun 16? Hai să ai un moment foarte mult la început, dar exerciți foarte mult. Da? Hai să te întâlnim și noi de problema, că... Culegea, ca să aviteză, măi. 6, 8, 2, 4.
2, 4, câte, câte segmente sunt? Hai să le vedem. 13. Deci vedem 13 segmente. Adică, iată, clar, foarte clar. 23, 23, 23, 23. Și atunci 26 împărțit la 13? 2. Face 2, sigur că da. Și înseamnă că avem un singur segment, gata, 2? 2, 4, 16. 2, 8, 16. Deci 2 reprezintă numărul cui? 2 numărul? 2 numărul butuios. Butui, da. Butui. Apoi de desubt. 2 ori 4 egal cu 8, numărul cui? Numărul perilor. Și 2, ce să spunem? 2 ori 8 egal cu 16, numărul cui? Merilor. Și iată cum am rezolvat problema, nu mai stăm... ne oprim repede, că suntem presați, ne aleargă din urmă echipajul celălalt. Așadar, am făcut probleme foarte interesante, probleme în care am făcut cu de atâtea ori mai mult, de atâtea ori mai puțin. Deci secretul, ce înseamnă sfertul, ce înseamnă jumătatea. Ei, de asemenea, când am făcut reprezentarea prin segmente, metodă figurativă, probleme, ca să putem să ne prindem de problemă, trebuie să facem așa ceva. Așa, la revedere! Să nu uitați de like, share și să vă abonați la Prof Online. La revedere! La revedere, dragilor!